Quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e domnul Aurel Sântimbrean, inginer geolog din satul Sântimbru. Când am auzit de dumneavoastră, domnule inginer, am spus, iată ce frumos Sântimbrean din Sântimbru. Sântimbru e o localitate lângă Alba Iulia, la 10 km. Aici m-am născut în 3 ianuarie 1931, dintr-o familie de sărani înstăriți. Aveți 80 de ani împliniți. Da. Vă felicit pentru cum purtați anii ăștia. O să le spun telespectatorilor că dumneavoastră la 80 de ani ați venit de la Alba Iulia și vă mulțumesc special pentru emisiunea noastră. Ați venit cu trenul, ați venit neînsoțit, ați venit fără telefon mobil. Câți oameni la 80 de ani mai fac asta? Cam puțin. Și mulțumesc la Dumnezeu și sincer vă spun, după condițiile în care am lucrat atâția ani, nu-mi vine să cred că am 80 de ani. Visați vreodată noaptea mirosul de mină? Nu visam mirosul de mină, dar visam atmosfera din mină. Atunci când lucrați sau acum de când sunteți retras? De când sunt retras nu am astfel de... Coșmaruri sau vise nostalgice? Vise... De fapt, minele în viața dumneavoastră le-ați încadrat la nostalgie sau la o amintire cenușie și ușor coșmarescă? La o amintire foarte plăcută. E o vorbă la mine, zice, dacă mina ar avea ferestre, nu mai intră nimeni în mine. Dar mina îți creează așa o stare de spirit, de încredere în tine. Nu-ți creează o teamă. Nu? Nu-ți creează o teamă, cu toate că te bagi într-un întuneric perfect. Domnule Sântimbrean, sunteți un om care 30 de ani ați fost în Roșia Montană, inginer geolog. Da. Ați locuit acolo, ați lucrat acolo, cale de atâția ani. Dacă dumneavoastră nu cunoașteți situația sau nu cunoașteți zona și nu cunoașteți Roșia Montană, atunci cine să o cunoască? 22 de ani am fost inginer șef, conducătorul tehnic acestei exploatări și ca geolog am cunoscut și cunosc în detaliu acest zăcământ faimos din timpuri preistorice, când primii locuitori, sciții agatârși, scoteau aurul din aluviunile aurifere a râului Mureș și Arieș. Să lăsăm agatârșii și da, să ne întoarcem la dumneavoastră și la realitatea din România anului 2011, domnule Sântimbrean. Mai e pește în Mureș? Cam puțin și... văd pescari care trec zilnic pe la mine, pe la poartă, se duc numai de plăcere. Să se cheamă pescoterapie. Pescoterapie, da. Dumneavoastră nu mergeți. Nu merg. Nu vă place să aruncați undița într-un râu pe care îl știți cu pești morți? Mi-aduc aminte de anii 1955 până în 60, deversau de la uzinele sodice din Ogna Mureș diverse reziduri, prin care au omorât absolut toți peștii, dar a apărut în plus combinatul de îngrășăminte chimice de la Târgu Mureș, deci doi mari poluatori ai Mureșului, unde au fost perioade aproape că se considera că peștii au dispărut. Arieșul e mort, am auzit, nu? E ca și Mureșul acum, sunt pești, dar foarte, foarte puțin. Dar spuneți-mi, acum când ați venit la București, pe drum, cum vi s-a părut că arată fața României? Am văzut pământurile pustii, foarte multe pământuri nelucrate. De fapt, cum e și la mine, în comună, în Sântimbru, 70% din suprafața agricolă e nelucrată. Fantastic! De ce? Nu au oamenii bani și mijloace cu care să-și lucre pământul. Să dau ceva subvenție, dar sunt nesatisfăcătoare. Când părinții noștri, și eu am lucrat în agricultură alături de părinți, până ce am terminat facultatea la 25 de ani, cu vaca, cu boul, cu calul, nu a rămas o palmă de pământ pustie, fiindcă ei trăiau și noi trăiam din pământ. După 90 s-a făcut restituirea pământului, oamenii s-au trezit peste noapte, din nou țărani, din nou agricultori, fără niciun mijloc cu care să poată să-și lucreze. Și dumneavoastră erați, deci, Aurel Sântimbrean, fiul lui... Aurel și al lui Elena. Ah, deci pe tata tot Aurel Sântimbrean. Tot Aurel și mai am o soră,
care se numește tot Elena. Tot și Iudita. Tata era țăran mijlocaș? Da, țăran mijlocaș. Ceea ce însemna câte hectare de pământ? De la 4 până la 6 hectare. Și tata cât avea? Vreo 7 hectare jumătate, 8 hectare. Deci era un pic între mijlocaș și chiabur? Într-un pic mai înstărit. Trăia moșul și îi zicea lui tata, măi Aurel, dă copilul la școală să scape de lucru. Fiindcă vedea cât lucră copiii și ce greu îi lăsate la țară. În Sântimbru a făcut 4 clase primare. Am mers după aceea la Alba Iulia și am dat examen de admitere la liceu. Liceul se numea Mihai Viteazul. Ați locuit la internat în Alba Iulia? Nu, am stat în gazdă. Părinții se înțelegeau cu gazdele și duceau alimente. Venea toamna, tata și nu cu... plăteau chirie? Nu plăteau chirie, dar duceau grâu, porumb, cartofi, fasole, un soare, magiun de prune care se făcea la sat și mă gândeam am stat în gazdă. Părinții se înțelegeau cu gazdele și duceau alimente. Venea toamna, tata și nu plăteau chirie? Nu plăteau chirie, dar duceau grâu, porumb, cartofi, fasole, un soare, magiun de prune care se făcea la sat și mă gândeam să pun mâna pe plug. Asta e o plăcere deosebită. Când băieții ajungeau la vârsta de 16, 17, 18 ani, ne lăsau părinții să mergem la câmp singuri, cu carul, cu boi, cu plugul și cu rotile și să arăm singuri. Nu vă imaginați ce satisfacție era ca să mergi pe brazdă cu mâinile, să ții plugul și să pleznești cu biciul boii ca să meargă mai tare. Pomin sau... din bici pe lângă boi. Primul palton pe care l-am avut din stofă a fost după ce am terminat facultatea, la 25 de ani. Până atunci toată îmbrăcămintea se producea în gospodăria proprie. Și când erați student, unde ați fost? La Cluj, mi se la pare? La Cluj am făcut erați facultate. La Cluj? Cu ce ieșați iarna pe uliță? Aveam palton, țesut de mama în război și făcut de... Era tot de stofă, nu? Stofă, dar făcută în război, din casa părintească. Ah, nu era stofa de domn? Nu era stofa de domn. Un costum. Eram în clasa 6-a de liceu, cum ar fi acum clasa 10-a. Și când m-am dus îmbrăcat la festivitățile de închidere a anului școlar la Alba Iulia, s-au speriat și s-au uitat inclusiv profesorii că de unde am apărut așa frumos îmbrăcat și chiar un profesor m-a întrebat, băi, sunt îmbrene, tu de unde ai așa haine pe tine? Păi zic, mi le-a făcut mama, dar după ce am terminat liceul și am mers la facultate, atunci au început să apară diverse probleme. În primul an de facultate am fost chemat la decanat. Cine era decanul? Era profesorul Iacob Dumitru, profesor de geologie, a studiat la Paris. Și așa circula în lumea studențească că era membru a Partidului Comunist Francez. Deci nouă ni se părea ceva deosebit. L-am salutat pe decan și m-a invitat să citesc o hârtie care venise de la primăria din comuna Sântimbru, prin care se adeverea că tata îi chiabur și a făcut politică legionară. Dumneavoastră, la admitere, nu ați completat niciun formular în sensul ăsta? Am scris la tata origine socială, țăran mijlocaș. Și la politică n-am scris nimic. Ați tras o linie? Am tras o linie. Hârtia asta era trimisă de primar? Cine ajunsese primar în sat? Unul din cei mai slabi gospodari a satului. Era un țigan care era zidar de meserie, trăia de azi pe mâine. Ce câștiga, mânca și bea. Faptul că era țigan nu înseamnă nimic, a putea fi un țigan fruntaș în sat. Absolut. Nu? Așa era deștept.
Așa De ce? Pentru că mânca și bea? Că mânca și bea, îi plăcea să citească, că de multe ori beți oameni spuneau mai bine făceam și noi ca Borjomi, să mâncăm și să bem și să nu mai muncim atâta, că uite cu ce ne-am ales acum. De ce? Că oamenilor li se luase pământul? Li se luase. Cel care avea să ajungă primar era cunoscut, care avea simpatii de stângă? Nu, nu era cunoscut, dar așa au fost să pună pe cei mai săraci oameni care au vrut să se scrie în partid. O promovare a codașilor sau a celor mai proști. A oamenilor leneși. Deci iată, e o boală, de fapt, care s-a declanșat atunci în România. Da, și care s-a perpetuat până aproape în zilele noastre. Și v-a chemat decanul. Ați citit hârtia și ce ați făcut? Am citit hârtia, eu m-am apucat de plâns, fiindcă mi-am văzut viitorul închis. Decanul mi-a spus, sunt în brene, două situații sunt. Una, să te izmatriculezi. Cealaltă, să-ți procuri un certificat medical și să te retragi pe caz de boală. Și peste un an de zile să vii din nou să te înscrii, dar până atunci să-ți rezolvi cu originea socială și politică. Și i-am zis la tata, zic, uite, du-te la Borjomi. Poate îți dă adeverință de țăran mijlocaș și că nu a făcut politică. Până la urmă au ajuns la înțelegere că îmi eliberează o adeverință. Ce l-a costat pe tata adeverința asta? Cereale, vin, porumb. Cu căruța? Cu sacul și cu căruța. Cât de des? Aproape lunar. Și de câte ori avea nevoie, avea un om de serviciu, îl trimitea la tata și nu-i spunea Aurel sau Sfânt Timbrean. Zice, du-te la banditul și să-ți umplă damijana cu vin. Ei, dar măcar a meritat că dumneavoastră, iată, pe vinul și pe munca lui tata ați am revenit reușit la să vă facultate. Faceți facultatea. Da, dar după aceea, în 1952, pe tata l-a închis. Eu n-am fost acasă. Era numai mama și sora mea. Și-or venit noaptea, ori înconjurat casa, pe între ora 2 și 3, și cu patul puște, o lovit ușa de zburat din balamale. Și au intrat în casă și au losomat să așeze cu fața la pământ și să se aprinde lampa, că nu era introdus curentul electric, era lampă cu petrol. O a prins mama săraca, s-a speriat, bineînțeles toți, o a prins lampa și a spus, îmbracă-te, ia straisa și vii cu noi. Și plecat a fost timp de un an de zile, n-am știut absolut nimic de el unde se află. După un an de zile am primit o scrisoare de la capul Midea. El a fost dus la canal, prima dată a fost la Poarta Albă, după aceea la capul Midea. Lucrau la desecarea zonei unde urma să se facă canalul și zicea că bătea un vânt și un frig extraordinar și erau slabi îmbrăcați. Și în fiecare dimineață îi încolona înainte de a pleca la muncă și spunea comandantul închisorii, capul Midea, capul morții, cine a venit aici, acasă nu mai merge. La Constanța a lucrat la stadion și tata om învăța cu lucru. Era șef de echipă formată numai din preoți. Șeful echipei de preoți. Lucrau la trepte la stadion și pe spatele acestor bucăți de rocă care constituiau treptele și-au cioplit în piatră numele și îmi spunea, mă copile, dacă te duci vreodată la Constanța, pe scara cu tare, zice, la treapta 17, zice, noi ne-am scris numele. Ați avut curiozitatea să mergeți vreodată? Eram în concediu la mare și m-am dus singur la stadion, numai ca să-l văd și am cerut voie, că era un portar, să mă lase să intru, să văd stadionul cum arată, că zic, că-ți veni din Ardeal și sunt curios să văd cum arată, fără să-i explic care asta a fost după Revoluție? Nu, nu. Înainte? Înainte. Bun, domnule Sfânt Timbrean, dumneavoastră ați scris niște cărți despre Roșia Montană, semnate una în colaborare cu fica dumneavoastră, care e tot geolog, cu ginerele dumneavoastră, care e tot geolog? Tot geolog, da. Am doi băieți și o fată. Aura Bedelean, care semnează cu dumneavoastră. Da, e ingineră geologă. Unde e geologă? Nu e geologă. Că cu geologia, după 1990, activitate minieră nu mai este, activitate de cercetare geologică
limitată la minimum posibil, și atunci îi secretară șefă la Facultatea de Drept din Cluj. Tristețea din tot ce mi-ați spus este că un geolog în România de astăzi nu prea are ce face? Nu are ce face, fiindcă activitatea minieră aș putea spune că inexistentă la nivel național. Numai în cărbune mai sunt în minele din Apuseni. S-a produs un șoc mare în 1948, la 11 iunie, când s-au naționalizat toate minele. Până atunci ale cui erau? Erau minerite particular și unele mine de stat. Deci oamenii erau proprietari de mine, locuitorii Roșei Montane și a satelor învecinate. Erau și ei proprietari la mine? Erau proprietari de mine. Am văzut că fusese un celebru proprietar de mine în secolul al XIX-lea, Grita. E o familie foarte mare de mineri, vestită în toți munții Apuseni. Mihailă Grita a găsit un filon aurifer de pe care a extras 1700 de kilograme de aur. Cu aceste 1700 de kilograme de aur a construit în munții Apuseni 7 biserici și 7 școli, printre care și biserica din Roșia Montană, Adormirea Maicii Domnului, dar în cazul în care se realizează programul Roșia Montană Gold Corporation, dispar 7 biserici, fiindcă intră în area proiectată a zăcământului. În vederea întâlnirii noastre, domnule Sântimbrean, am citit site-ul companiei Gold Corporation și chiar sfătuiesc marele public curios să acceseze site-ul și își vor putea face o imagine. Mai mult, cred că își fac o imagine falsă, fiindcă sunt foarte multe inexactități. Pentru că e un subiect controversat. Știți că se spune că în cazuri de subiecte controversate trebuie să inviți părți care au păreri diferite să se ciondănească între ele. În cazul nostru, nu e vorba însă de o emisiune economică, de o emisiune de dezbatere, e vorba de o emisiune portret. E portretul unui om care, cale de o viață, a trăit făcând geologie și cred că după o viață de muncă v-ați cucerit dreptul de a avea un punct de vedere pe marginea subiectului Roșia Montană. Mineritul nu mai e posibil la Roșia Montană, fără ca să mutileze mediul și zonele învecinate. Dumneavoastră mi-ați spus că ați participat la Sibiu la un simpozion care avea titlul Roșia Montană, Eldorado sau Apocalipsa. Exact. Să simplificăm la maximum subiectul Roșia Montană, pentru că oamenii, am văzut, intră în polemici legate de cianuri, legate de proceduri, da, și așa mai departe, de bani, de câștiguri colaterale, de impozite, de faptul că firma asta e înregistrată în nu știu ce insule, cine sunt afaceriștii din spatele proiectului și așa mai departe. Deci e vorba parcă de două Românii paralele, de proiecte diferite și nu despre același proiect. Sunt două realități diferite. O realitate a celor care cunosc zona și o realitate a celor care propagandistic n-au niciun interes să spună că dărâmă vă o biserică. Sunteți un om care ați muncit acolo cale de 30 de ani, care știți despre ce vorbiți, care v-ați mutat înapoi în casa părintească și care nu sunteți plin de ură și părtinire, nu? Că dumneavoastră afacerist nu sunteți, politician nu sunteți, interese în zonă nu aveți. Nu am nimic, absolut. Dumneavoastră v-ați mutat de acolo înainte de a veni în Gold Corporation. În 87 m-am mutat la Sântimbru. Deci putem vorbi despre acest subiect fără ură și părtinire, nu? Da. Până în 1975 am lucrat numai în subteran. Din 75 am creat o carieră la suprafață. Cariera de suprafață unde ați lucrat atunci, acum arată? Acum, cu ce seamă? Arată ca după un bombardament atomic. Cariera părăsită, utilaje rămase ruginite, o zonă aridă în vârful muntelui Cetate. Ce suprafață are? 30.000 de metri pătrați. 3 hectare. Da. Pe când proiectul care urmează să se demareze? 2.000 de hectare. Și în urma exploatării rezultă un gropan sau un crater care are diametru de 8 km și adâncimea de la 200 la 400 de metri. Eu am avut o discuție la început, când au venit în Roșia Montană, directorul de atunci, un inginer, Gruber Gheorghe,
m-a solicitat să mă duc până la Roșia Montană să le dau niște explicații la geologii canadieni care au venit în Roșia pentru cercetarea zăcământului. Au trimis mașina după mine, m-am dus, am fost foarte bine primit, am stat cu ei de vorbă, am văzut documentația toată cumpărată de la Agenția Națională de Resurse Miniere, tradusă în limba engleză, și m-au rugat să mă uit peste ea, să le spun dacă sunt niște inexactități, și m-am uitat așa fugitiv și am zis, las că mă uit mai târziu. Ca în timpul ăsta ei ori mers și ori discutat cu domnul Frank Timiș, care el a fost cel care a pus piciorul în Roșia Montană cu această companie, și când s-a întors de acolo și i-am cerut lucrarea, a spus că are caracter confidențial. Și atunci eu zic, cum lucrarea are caracter confidențial când ea e făcută de mine și poartă semnătura mea, acum a devenit confidențială? Și m-am ridicat de pe scaun și am plecat și n-am mai discutat cu nimeni nimic. Și așa s-a terminat povestea? Nu s-a terminat. Am fost contactat după aceea direct și am purtat o discuție la Roșia Montană cu domnul Frank Timiș, care mi-a făcut fel de fel de oferte ca să colaborez. Dar cu el. Cine e domnul Frank Timiș pentru telespectatori? Frank e un român din Baia Borșa, fugit în străinătate la vârsta de 17-18 ani, a fost pescuitor de perle în Oceanul Indian. Am citit și eu ceva, e un destin de aventurier. Da, ajuns cam așa ceva. Foarte bogat. Cam așa. Într-un interviu declară că i-a plăcut să descopere sau a câștigat foarte mult descoperind zăcăminte subevaluate, exploatate pe suprafețe mari. Da. Și în încheiere i-am spus, nu mă interesează nici o colaborare. Am tot ce-mi trebuie. Și el îmi spune, sunteți primul om în viața mea care îmi spune că am tot ce îmi trebuie. Zic, domnule, am pensie, am o familie, am copii realizați, am o casă unde să locuiesc. Asta e toată averea mea pe care o am. Și restul nu mă mai interesează absolut nimic. Dar între timp s-a retras din afacere, nu? S-a retras, dar după câte știu eu, tot el e în umbră cu tot proiectul ăsta, Roșia Montană. Noi la Roșia Montană, mina statului, începând din 1948 și până în anul 2000, a extras 13 milioane de tone de minereu și 20 de tone de aur. Ei preconizează să extragă minereu într-un an 13 milioane, cât noi am extras în 42 de ani. E foarte posibil, pentru că între timp e altă tehnologie. Sunt de acord, dar am pretenția că cunosc zăcământul și că ei, cu toate că ne-au luat toată documentația noastră la care am muncit 40 de ani, au luat aproape pe gratis, dar n-au știut să interpreteze în mod real cifrele din documentație. Ei, or fi știut ei până la urmă că după câți bani cheltuiesc pentru chestia asta, înseamnă că... Inițial au făcut un calcul și au estimat 352 de milioane de tone că există la Roșia Montană cu un conținut de 1,3 grame pe tone. Au refăcut acest calcul și au zis că nu, au rămas pe 218 milioane de tone cu 1,5, din care extrag 330 de tone de aur și 1600 de tone de argint. Se pune întrebarea, ce se întâmplă cu diferența de la 352 de milioane de tone la 218 milioane de tone, deci cu 134 de milioane de tone, care au un conținut mediu de 1,3. Deci înseamnă că se axează numai pe zonele bogate ale zăcământului și îl epuizează într-un timp foarte scurt. Durata de exploatare e 17 ani. Eu mă întreb, ce dezvoltare durabilă sunt 17 ani? Deci ne trezim cu o zonă aridă care nu mai prezintă niciun interes pentru omul obișnuit. Nu mai vorbesc despre omul locului care a locuit acolo și poate vrea să se întoarcă înapoi pe un deal unde a mai rămas un petec de pământ.
Cum i-ați explica unui copil ce este Roșia Montană? Zona Roșia Montană e o zonă foarte frumoasă, cu peisaje naturale deosebite, cu dealuri, cu platouri și cu munți, cu înălțimi între 1000 și 1200 de metri. Prin această exploatare se decapitează 4 mari munți din zona Roșii Montane. Cetatea, care de fapt a fost decapitată în 1970 când a început exploatarea de la suprafață, Cârnicu, Jigvăidoaia și Orlea. Deci 4 munți. 4 munți dispar de pe suprafața pământului, cu efecte și asupra zonei învecinată, fiindcă acolo se vor detona cantități mari de explosiv care deteriorează mediul înconjurător. E un zăcământ aurifer cotat a fi cel mai mare din România și din Europa, care se pretează să fie exploatat la suprafață. Dar se poate exploata și altfel decât la suprafață? Exploatarea în subteran implică cheltuieli foarte mari de extracție față de exploatarea de la suprafață. Deci, o exploatare în subteran eu nu o mai văd posibil de a se face. Vor să facă o exploatare la suprafață, descendent de la înălțimea munților spre adâncime. Să exploateze zăcământul, să scoată cele 300 de tone de aur și 1600 de tone de argint. E adevărat că există și wolfram și alte metale în zonă? Wolframul e prezent, dar n-aș putea spune în ce procente, cum aș putea spune de celelalte metale. De arseniu, care are 5000 de grame pe tone, de galiu, care sunt 300 de grame pe tone. Dar uraniu? Eu cunosc foarte bine și nu există niciun semn. Roșia Montană e o localitate atestată documentar de 1880 de ani, nu da. E de aici, de acolo. Da, datorită tablei cerate 18, care datează din 6 februarie 131. Sunt niște tablițe din lemn de brad, ceruite, care cu stilul au fost scrise și au fost descoperite în minele din Roșia Montană după 16 secole. Tablițele cerate sunt actul de naștere a poporului român. Și adevărul care este? Că în locul ăsta de o frumusețe extraordinară, în inima asta istorică a României, unde am înțeles că sunt și galerii romane, peste 100 de kilometri de galerii, azi aproape inaccesibile. Deci adevărul este că în locul ăsta lumea merge în vacanțe, merge din când în când. Și că acei oameni care locuiesc acolo s-au simțit pe bună dreptate și mai ales după ce au fost închise minele, părăsiți. N-au fost implicați în nimic, în niciun program de muncă. Minerii erau oameni deosebit de harniși, cinstiți, echilibrați, vorbesc de majoritatea lor. Oamenii cu care lucrați în Roșia Montană, care... cam câți erau la mina din Roșia Montană? Mina Roșia Montană a avut în medie 1200 de salariați, care au fost activi până în 1990. Din 1990, numărul de mineri a scăzut aproape anual, încât în 2006, la închiderea minii, nu mai erau decât 341 de mineri. Dar în 2006, când s-a închis mina, când mai erau, ziceți, 341 așa? De... De ce s-a închis? Mina s-a închis ca nerentabilă. Și nu s-a închis numai mina de la Roșia, că s-au închis toate minele din Apuseni. Baia de Areș, Roșia Montană, Zlamna, Bradu, Săcărâmbu și așa mai departe. Toate minele au fost închise în perioada 2005-2006. Și oamenii trimiși acasă? Cu salariile pe 2 ani? Cu salarii compensatorii, cum s-au făcut și cu alții, au fost trimiși acasă. Nu s-au făcut nicio analiză la nicio mine dacă poate să fie retehnologizată și organizată în mod productiv. Nu s-au mai dat fonduri pentru investiții, pentru producție și într-o bună zi se cheltuia extrem de mult și atunci statul a luat hotărârea și a închis minele cum s-au închis atâtea
lucrări în România. Nu s-au închis numai mine, că s-au închis fabrici, combinate. Acești mineri care au primit niște bani dintr-o dată, ca o consolare că nu mai lucrează, pentru că paradoxul e că minerii iubesc mina, asta am înțeles eu citind cărțile dumneavoastră, da, și uitându-mă sigur. Și pe site-ul Gold Corporation, unde sunt date multe interviuri cu mineri de la Roșia Montană, care spun că ei vor să se deschidă mina, că vor să lucreze. Ei vor să lucreze, dar a vrea să lucrezi îi una și dacă e posibil îi alta. Într-o lume defavorizată și nu sunt vorbe, asta e o realitate în care oamenii nu au de lucru și nu au ce pune pe masă, dintr-o dată a venit cineva care le-a promis un miracol. Compania Gold Corporation a cumpărat 80% din proprietățile din Roșia Montană. Au dat sume fabuloase ca să tenteze pe om să-și vândă gospodăria. De pildă, pentru o gospodărie obișnuită? O gospodărie obișnuită ori plăti câte 1.600.000.000 până la 2 miliarde. Nu mai spun dacă gospodăria a fost mai bună, ori luat miliarde sau zeci de miliarde. Deci această companie a venit cu prețuri irezistibile ca să mute oameni din zonă. A pompat sume imense. Și au construit un cartier la periferia orașului Alba Iulia, care poartă numele de Recea. Au fost strămutați. Și ceilalți care sunt acolo? Și au rămas 20% care nu vor sub niciun fel să părăsească Roșia Montană. Eu îi admir că au putut rezista acestei presiuni care se exercită de 15 ani asupra lor, să prevalează de o anumită prevedere din Constituție că dacă nu vrei să părăsești perimetrul în care e aprobat proiectul Roșia Montană Gold Corporation, nu se poate realiza proiectul. Da. Deci nu vor să... Nu nici oameni bogați, nici oameni săraci. Și așa cutremurător, că sunt care s-au întors înapoi. Mai bine au stat într-un graj de vite, dar să stea în Roșia Montană. Pentru că probabil au cheltuit toți banii. Apropo de asta, banii se duc repede? Banii? 17 ani trec repede? Banii și... se duc, fiindcă la Roșia a fost o tragedie în familie și între familii, fiindcă cei care nu au vrut să plece au fost bărbați, capul de familie, iar cei care au dorit ca să plece au fost copii, în sensul de a primi bani, de a-și cumpăra mașini și cu promisiuni că li se dă locul de muncă. Lucrurile acum sunt făcute. Da. Această corporație a cumpărat terenul și merge cu proiectul înainte. Chiar dacă atâta lume e împotrivă, dar atâta lume e și pentru. Chiar și primarul din Roșia Montană e alături de... Da, asta nu vreau să-l comentez, fiindcă n-aș vrea așa să mă exprim direct, îs corupți toți. Au primit diverse favoruri de la companie. Au fost duși în Noua Zeelandă, au fost duși nu știu unde. Ca să se documenteze, să vadă adevărul. În lume. Să vadă că ceanurile nu sunt atât de rele, citez, și că sunt multe mine unde se lucrează cu ceanuri. Acum suntem săraci și tot așa de săraci o să rămânem și peste 17 sau 20 de ani. Să ia aurul, să scoate în afara țării sau să mai lasă și în trezoreria țării și întreb ce se va întâmpla după 17 ani. Nu putem să mergem pe ideea după noi potopul, că viața merge înainte. Nu-și pune nimeni niciun fel de întrebare. Bine, își pune chiar firma pe site, chiar ei au o rubrică întrebări frecvente. Și iată, domnule Sântimbrean, o să vă aleg doar câteva. Prima întrebare. Este adevărat că din cauza proiectului se vor defrișa hectare întregi de pădure? Și iată răspunsul. Pentru a putea realiza mina, la Roșia Montană se vor despăduri 250 de hectare. Noul proiect prevede, în schimb, până la începerea efectivă a exploatării, de 4 ori mai mult decât se despădurește. Adică prevede replantări. Nu spune nicăieri unde să facem pădurirea, dar sigur la Roșia Montană nu se va face. De ce? Defrișează zona, încep lucrările și aici nu mai poți să facem păduriri, decât o să le facă undeva în periferie sau în alte zone din Munții Apuseni. Dar iată ce spun în capul site-ului. Proiectul Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari și în toate reclamele aflăm câte s-ar putea face cu atâția bani. Câte locuri de muncă va genera proiectul de la Roșia Montană?
Proiectul minier va crea peste 2300 de locuri de muncă. În condițiile astea, te întreb, poate fi desfigurată inima unei țări, un loc atât de frumos, poate fi mutilat pentru 2300 de locuri de muncă? 2300 de locuri de muncă, se spune, în perioada de construcție. Și perioada de construcție e de 2 ani. Și după 2 ani, din 2300 de locuri de muncă, nu rămân decât 860 sau 900 de locuri de muncă. După 2 ani își vor pierde locurile de muncă. Am văzut la televizor, la un moment dat, sau chiar pe site-ul firmei, ideea că ar fi un lac mai mare decât la Vidraru, un lac al apelor ceanurate, nu? O suprafață de 600 de hectare, cu un dig de 180 de metri înălțime, în care se adună apele cu ceanuri. Acum se spune că ceanurile se recuperează, exact, și că nu se duc în... Am văzut la televizor un director de la firmă explicând că tot atâta ceanură există în acel lac cât bem în fiecare dimineață în ceașca de cafea. Nu mă întrebați, că n-am înțeles teoria, dar oricum, deci, firma încearcă să creeze și a reușit, pentru că, iată, e un exemplu toată povestea asta, Roșia Montană, de ce poate să facă forța banului. Banul are putere, chiar putere de a atrage profesioniști și de a da o aparență perfect, cum să spun, onorabilă și o retorică onorabilă unui lucru care avem dreptul să ne întrebăm dacă e chiar așa. Acești bani au influențat multe minți omenești, cu funcții foarte mari în stat. Și lumea e îndoită extraordinar de sinceritate, de buna intenție acestui proiect. Ei au bani. Ceilalți care se opun și demonstrează că nu se justifică realizarea unui astfel de proiect, n-au nicio susținere decât susținerea morală. Eu nu mi-am putut imagina niciodată ca o companie care se spune că e privată să cheltuiască așa sume pe propaganda asta deșanțată care o face la radio, televiziune, în presă și așa mai departe, încât oamenii, mulți, vreau să vă spun cinstit, au ajuns la saturație și spun, măi, dacă s-ar face odată lucrarea asta, să scăpăm de ăștia și să plece de aici. Credeți că se va face acel lac imens și cu barajul de 180 de metri și că se va desfigura peisajul munților Apuseni pentru 4 miliarde de dolari? Nu cred că se va realiza acest proiect. Și dacă începe construcția acestui proiect, am convingerea că la jumatea perioadei de 17 ani vor fi în situația de a închide lucrările și de a pleca, fiindcă nu au recuperat investițiile pe care le-au făcut. Eu cunosc în detaliu distribuția aurului pe verticală și pe orizontală, lucru de care ei n-au ținut cont în proiectarea lucrărilor de exploatare. E chiar ultima noastră grijă, dacă acești investitori și acționarii, pentru că se vând acțiuni pe acest proiect, pe comoara care urmează să fie dezgropată, e ultima noastră grijă dacă investitorii își vor recupera banii sau nu și în ce viteză. Important pentru noi e faptul că un peisaj natural splendid, eu asta e iremediabil desfigurat. Deci, nu? Odată desfigurarea peisajului natural, crearea unui decantor de steril cu un baraj de 180 de metri în care se acumulează peste 200 de milioane de tone de reziduri și care prezintă un pericol pentru localitățile de pe Valea Abrudului și, în primul rând, asupra orașului Abrud, care se află la 2 km. Bine, pe site-ul firmei am văzut că ei spun cu niște atestate că va fi cel mai sigur baraj din lume. Se distruge un sit arheologic de valoare națională și universală pentru localitățile de pe Valea Abrudului și, în primul rând, asupra orașului Abrud, care se află la 2 km. Bine, pe site-ul firmei am văzut că ei spun cu niște atestate că va fi cel mai sigur baraj din lume. Se distruge un sit arheologic de valoare
națională și universală. Care oricum lucrări... era în paragină, iar ei spun că îl vor transforma în muzeu și văd că au și renovat o casă. Nu știu, vă spun ce am citit pe site-ul lor. Da, asta e povești, așa cum se zice, de adormit copiii. Dar iată că aceste povești de adormit copiii și-au găsit adepții lor. Și ce e foarte interesant privind lucrurile din afară e faptul că un asemenea proiect atacat extrem de dur de Academia Română, de Uniunea Arhitecților, de atâtea și atâtea asociații profesionale, de atâția oameni. Academia de Studii Economice, Biserica Ortodoxă Română, bisericile maghiare din România, nu agrează proiectul Roșia Montană. Deci un proiect atacat de atâta lume își continuă drumul înainte. Vă întreb, România merită să facă acest sacrificiu? Pentru ca o firmă să câștige 80% și statul român 19,%? Cred că toată treaba trebuie judecată în interesul nostru național, a poporului român. Adică să câștige el, dacă totul să face lucrarea 80% și investitorul să câștige 20%. Exact. Măcar să cultivăm mușețel, dacă nu suntem în stare. Să lăsăm, domnule Sântimbrean, macii roșii pe câmpiile verzi de la Roșia Montană să crească liniștit. Eu văd un viitor foarte frumos Roșiei Montane și nu numai Roșiei Montane, a zonelor montane din Apuseni, nu cu mineritul. De exemplu, Roșia Montană poate fi transformată într-un centru cultural istoric dezvoltând turismul. Dar pentru asta e necesar de investiții și nu de investiții enorme. Și de solidaritate națională. Și de solidaritate Iată, națională. Iată, apropo de solidaritate națională, care va fi soarta localnicilor din Roșia Montană după terminarea proiectului minier? Răspunsul firmei, după 20 de ani, locul va fi nepoluat, cu oameni prosperi, cu infrastructură serioasă. Ei spun că inițiativele culturale și turistice vor fi posibile în Roșia Montană numai după ce acest proiect se va face. Dacă se face proiectul și se distruge localitatea, se reclădește localitatea din nou, eu asta n-am găsit-o nicăieri. Încă nu o distrug toată localitatea, că zonele istorice le protejează. Adică au o zonă așa zisă protejată, dar la prima pușcare nu mai stă piatră pe piatră. Toate construcțiile dispar. De ce? Că intră în trepidație terenul? Da, și toată zona rezervată se află între două cariere mari. Cariera de la Cârni și cariera de la Jig Văidoaia. E imposibil să mai fie ceva. Vom ști că acolo avem un crater selenar, de unde comoara a fost extrasă și dusă. S-au transformată în ce? Încheiată exploatarea, s-a început exploatarea, nu... Trebuie să nu mai fie picior de om acolo. De ce? Fiindcă constituie un pericol. Dar apropo de solidaritate națională, iată, întrebare. Care este extras, repet, de pe site-ul corporației? Care este adevărul cu privire la bisericile care vor fi afectate de proiect? Și răspunsul corporației, domnule Sântimbrean, că n-ați citit, nu? Astea, ce vă citesc acum. De ce n-ați citit? Nu vreți să fiți informat? Iată. Sunt informat destul. Iată răspunsul. Dacă oamenii se mută și biserica se mută, după câte știu, și când oamenii se mută pe lumea cealaltă, biserica rămâne aici. Deci, repet, dacă oamenii se mută și biserica se mută, RMGC construiește biserici acolo unde se mută oamenii. Și pe urmă povestesc că nici nu dărâmă foarte mult decât două biserici și două case de rugăciuni. Pe Valea Cornei sunt două biserici, unde se face decantorul de steril și care ocupă o suprafață de 600 de hectare. Este o biserică ortodoxă din anul 1719 și o biserică greco-catolică din anul 1848. Niște bijuterii arhitectonice. În Roșia Montană sunt 5 biserici și în Corna sunt 2 biserici. Deci, în total, sunt 7 biserici și, nu știu, 2 case de rugăciuni. Eu afirm și pot documenta că nu va mai rămâne în picioare nicio biserică. Am fost la diverse consfătuiri sau simpozioane și s-a pus această întrebare, de exemplu, cu biserica lui Balint.
care e construită în 1741. Și a întrebat dacă se mai poate merge la biserică în timpul exploatării. Știți care a fost răspunsul? Care? Dacă omul riscă, poate ajunge la biserică. Dar ei spun, niciuna dintre aceste clădiri nu este clasificată în categoria monumentelor istorice. Eu acum nu știu dacă o biserică care e construită în 1719 sau la Corna, sau biserica lui Balint, construită în 1741, sau a lui Grita, construită în 1781. Dacă Romanul sunt Cator... sau nu monumente, sunt depinde din ce unghi le vezi. Vă îndemn să vizitați Roșia Montană, poate numai pentru biserici. Îți de o frumusețe rară, întreținute, fiindcă minerii au fost oameni credincioși, cu frica lui Dumnezeu. Pentru multă lume din țara asta, din păcate, minerii înseamnă știți ce? Evenimentele care s-au petrecut în ultimele două decenii au pus o pată nemeritată pe meseria de miner. Altă întrebare interesantă. Este comunitatea de acord cu mutarea cimitirelor? Nu contravine acest lucru tradiției? Răspunsul. 6 cimitire vor fi afectate de proiect. În cazul oricărui mormânt, trebuie să existe un motiv foarte puternic pentru ca acel mormânt să fie mutat. Toate ceremoniile de reînhumare vor fi făcute la cererea familiilor și pe cheltuiala RMGC, compania angajându-se să acționeze cu respect și reverență. Deci, iată, compania își începe activitatea printr-un șir de reînhumări și de înmormântări făcute după tradiția strămoșească. Reînhumările se fac pentru un număr foarte restrâns de oameni, fiindcă foarte mulți de morminte nu mai au urmași. Nimeni nu spune ce se întâmplă cu acestea. Și vă dau un singur exemplu. La biserica lui Grita se află monumentul lui Simeon Balint, mâna dreaptă a lui Avram Iancu în Revoluția de la 1848. Și nu are urmaș. Nu mai are niciun urmaș. Mă întreb eu, ce se întâmplă cu mormântul acestui mare patriot? Ei, o să-i facă RMGC-ul o înmormântare pe cinste. Vă spun altceva, domnule, sunt din Asta un vai exemplu de țara, dat. Vai de țara care nu știe să aibă grijă de propriile morminte. Oare ce va zice Simeon Balint acolo în mormânt, când lama buldozerului îi va conturba somnul de veci? Deci ideea este că e vorba aici de biserici dărâmate, de morminte strămutate, de patru munți decapitați, da. De un lac imens, Cunămorul. Încât nu ne interesează, spun ne, ca simplu cetățean, nu ne interesează cine e firma care face exploatarea, nu ne mai interesează nici cât câștigă ei, ne interesează dacă 2300 de locuri de muncă pe o perioadă scurtă. Aș vrea să vă mai spun aici că ei o să-și aducă specialiștii lor, e absolut. Clar că are și aspecte foarte profesioniste acest proiect. Da. El are doar defectul major că trebuie operat în inima unei țări și printr-o procedură foarte invazivă. Și că sacrificiul pentru o țară, pentru că sunt ai noștri munții Apuseni, nu? Până una alta, sacrificiul e prea mare și vă întreb dacă merită. Cifra asta lansată de 4 miliarde de euro că ar câștiga statul român, sigur că poate pe unii conducători să-i tenteze și să își pună avizul. Acest proiect și-a legat numele de-a lungul timpului, începând cu 1995, și de PSD, și de CDR, și de actualii guvernanți. Da. Deci administrația, ca să nu spun puterea, întotdeauna a promovat proiectul. Și mă întreb eu de ce se tergiversează această problemă a avizării acestui proiect de aproape 15 ani. Pentru că nimeni probabil n-a avut curajul să-și lege numele de o avizare. Cu toate că în România, dacă privim istoria României, foarte puțini oameni au plătit pentru opțiunile lor care uneori s-au dovedit dezastruoase. Aș pune semnătura pe un astfel de proiect implică o mare răspundere în fața națiunii române, fiindcă nu ne putem permite să ne batem joc de bogățiile noastre naționale în favoarea altor companii străine. Poate să conduc după o zicală, dacă ai bani, ai mamă și tată.
Dacă nu ai bani, nu ai nimica. Dar eu zic, mai bine să n-avem bani, dar să avem mamă și tată. Și acest zăcământ să rămână pentru urmașii urmașilor noștri. Desigur că vreau o prosperitate în Munții Apuseni și aceste versuri sună zilnic în ureche. Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Dar apropo de versuri, într-una din cărțile dumneavoastră, Aurul și Argintul Roșiei Montane, am citit un, așa zis, imn al minerilor. Da. E emoționant. Foarte frumos. Și da. O să vă rog să-mi citiți două strofe din imnul minerilor. Să rămânem așa cu imnul minerilor, citit de un geolog care știe despre ce e vorba. Bine. În mine-i Dumnezeu cu noi, afară schinuri și nevoi, deasupra noastră n-avem cer, ca așa-i viața de miner. Când plin de praf, cu pași trudiți, ieșim din mine obosiți, ne doare că în lumina sa pământul ține lumea rea.